Pompieri au lichidat abia astăzi dimineață la ora 9 incendiul izbucnit luni seară la camera de corpuri de lichte a Poliției Capitalei. Probele care au scăpat de foc s-ar putea să fi fost distruse de apă. Militarii au pompat cantități mari în subsol, deși planul era ca inventarierea să fie făcută de ieri, abia astăzi au intrat de fapt acolo. Chiar dacă probele au fost distruse, suspecții nu au motive de bucurie, spun sindicaliștii din poliție. Există fotografii cu dovezi. Din cauza locului unde a avut loc incendiul la subsol, misiunea de stingere a durat 39 de ore. Cât timp a durat intervenția, pompierii nu au intrat deloc la subsol. Au pompat apă prin intermediul unor ferestre și, bineînțeles, subsolul s-a inundat. Apa a ajuns la aproximativ un metru adâncime. Acum pompierii trebuie să scoată apa din interior și apoi să vadă ce mai poate fi salvat din probe după ce au trecut prin apă și foc. Nu există backup. Din păcate, este situația dramatică în care ne aflăm. Poliția Capitalei n-are astăzi un sediu și din aceste considerente a fost nevoie să găsească diverse artificii pentru a putea totuși să găsească niște spații unde să depoziteze aceste bunuri supuse confiscării. Inițial, pompierii nu au putut intra din cauza fumului puternic, apoi chiar apa le-a împiedicat accesul. Și spun ei, există și pericolul ca tavanul să se prăbușească. Nu este singura cameră de corpuri de lichte a instituției, dar cantitatea de probe depozitată aici era mare. E important de precizat că toate aceste probe care se află la camera de corpuri de lichte au fost fixate prin fotografiere, prin planșe foto, ceea ce înseamnă că nu există... M-aș îndoi să existe situații în care acele probe să fie vitale pentru condamnarea unei persoane. Există însă și situații speciale în care judecătorul ar putea cere reexaminarea probelor, lucru imposibil acum. Cauza incendiului nu a fost stabilită, dar nu este eliminată posibilitatea ca focul să fi fost pus. Depozitul face parte dintr-un complex de clădiri. Deși curtea este păzită, în interior pot intra o mulțime de oameni, asta deoarece în complexul mai multe clădiri și afaceri private, inclusiv servisuri auto. Dacă focul nu a pornit accidental, cui folosește? Este prima întrebare la care trebuie să se gândească anchetatorii. De aici încolo, răspunzând la această întrebare cui folosește, vor face colegii mei cercuri de suspecți, pe care cercuri de suspecți le vor plasa în zona posibilității de a pune focul. Ia să vedem, locuiește în zonă, are posibilități de acces, ce alte posibilități de acces sunt, are posibilitatea de a iniția un foc, cu ce material. Misiunea s-ar putea dovedi foarte dificilă. La o astfel de acțiune lucrurile sunt greu de lămurit. Sunt greu de lămurit, acolo e un teatru de dezordine catastrofală. Iar ce nu a distrus focul s-ar putea să fi nimicit apa. Cercetările în acest caz au fost preluate de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6.